În acest weekend, iubitorii artelor pot opta pentru unul sau mai multe spectacole ce se desfășoară în cadrul celei de-a 27-a ediții a Festivalului Internațional de Artele Spectacolului Atelier. Sâmbătă de la ora 17 este programat spectacolul Aquarius al Teatrului Municipal Baia Mare, după un text de Radu Macrinici, regia fiind semnată de Norbert Boda. Iar de la ora 21:30, tot în Sala Mare, organizatorii festivalului au programat Burca și Basma, un spectacol de coreografie și artă digitală. Duminică de la ora 19 se va juca Văduva Carnio și Cei doi zvăpăiați, un spectacol în limba maghiară cu subtitrare în limba română. De la ora 21 va fi pusă în scenă cea de-a doua reprezentație, Astăzi mai bine nu m-aș fi întâlnit cu mine, după romanul omonim al laureatei Nobel Herta Müller. Festivalul Internațional de Artele Spectacolului Atelier se desfășoară până pe 30 iunie în Baia Mare. Din istoria croitoriei, breasla croitorilor din Baia Mare. Este tema celei mai noi expoziții temporare a Muzeului Județean de Istorie și Arheologie din Baia Mare. Expoziția propune publicului o plimbare prin culisele croitoriei, prezentând atât istoricul breslei croitorilor din Baia Mare, cât și piesele din epoca medievală reprezentative păstrate în patrimoniul muzeal. Incursiunea în istoria croitoriei cuprinde informații și obiecte variate legate de această meserie creativă, foarfeci, călcătoare de diverse tipuri și o gamă de mașini de cusut din secolele 19-20, care surprind etapele de evoluție a cusutului mecanic. Expoziția poate fi vizitată de către cei interesați la sediul muzeului din Baia Mare, strada Monetăriei numărul 1-3, pe o perioadă de mai multe săptămâni. Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, Biroul Urmăriri, au identificat un bărbat de 32 de ani din Baia Mare, pe numele căruia a fost emis un mandat european de arestare de către autoritățile judiciare din Franța. Bărbatul este cercetat sub aspectul comiterii mai multor infracțiuni de furt. El a fost prezentat parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj, care a dispus arestarea preventivă a bărbatului pentru o perioadă de 30 de zile.